Salutare, dragilor! Suntem înaintea unui nou episod tare de tot și începem precum la festivitatea de decernare a premiilor Oscar. Cu mulțumiri! În primul rând, dumneavoastră, că ne urmăriți într-un număr din ce în ce mai mare. Mulțumiri și prietenilor și susținătorilor noștri de la Betano și, în ultimul rând, gazdelor noastre primitoare de la aici. Hashtag aici. Iată, suntem pe malul apei, la Unirii, în centrul capitalei. Dacă aveți drum, intrați și n-o să regretați. Și cum să nu-i mulțumim și invitatului nostru tare de tot. Florin Prunea, component al generației de aur, conducător în fotbalul românesc și multe altele. O să-l lăsăm pe dânsul să ne spună ce are de spus tare de tot. Te salut, Florin! Te salut! Și îți mulțumesc că ai venit la acest podcast. Mulțumesc și eu pentru invitație. Din ce îmi spuneai, prima dată când participi la un podcast. Da, prima dată, da. Prima dată, dar este mai lejer. Este o discuție, este o discuție lejeră, deschisă acum, și va în fi... care poți să vorbești și va fi una tare de absolut tot ce vrei. Da, eu sper să fie una tare de tot și să facă plăcere celor care ne privesc. Vreau detalii mai puțin știute și din viața de jucători și colegii mei, eu știu, și din viața normală, din viața reală. Vreau să te prezint, Florin Prunea, rebelul generației de aur. Și știi de ce? Că ești omul care spune cel mai mult, cel mai tare lucrurilor pe nume. Nu-i nu așa? Cred, nu neapărat rebelul. Florin Prunea simplu, pentru că suporterii echipei naționale și prietenii toți îmi spun Florin Prunea. Nu spun Florin, nu spun nici Prunea. Florin Prunea. Da. Și ce te întreabă suporterii echipei naționale care te identifică pe stradă, cu care te întâlnești? Presupun că... Îmi face mare plăcere când mă întreabă despre trecut. Dar în același timp, mă și mâhnește că mă întreabă despre trecut, pentru că, din păcate, despre prezent, nu mai spun despre viitor, nu putem vorbi fotbalul românesc, din păcate. De rezultate vorbesc. Da. Îmi face plăcere când mă opresc, înseamnă că am făcut ceva pentru fotbalul românesc, îmi face plăcere când îi văd că zâmbesc și le face plăcere să stăm de vorbă. Fie că vorbim de oameni mai în vârstă, fie că vorbim de generația mai tânără, toți au auzit de noi și îmi place lucrul ăsta. Îmi place pentru că, practic, sigur, e importantă și partea materială, banii și așa mai departe. Dar cel mai important lucru este când lumea te oprește, mulți îți mulțumesc, ceea ce pentru mine nu este o surpriză, dar este extrem de plăcut pentru ce am făcut pentru fotbalul românesc. Și atunci intrăm, vorbim, lume care se pricepe la fotbal, generații care au fost crescute cu performanță la nivelul echipei naționale. De asta spun că vorbim cu plăcere de trecut, dar cu îngrijorare și în același timp nu cu ură, cu semne multe de întrebare vis-a-vis de prezent, de prezentul românesc, din păcate. Da, dacă tot ai adus aminte de acele momente extraordinare, la anul se împlinesc 30 de ani de la nașterea generației de aur. La Cardiff, nu? Da. 1993, noiembrie, da, un meci important, un meci decisiv care s-a jucat care pe care. Chiar vorbeam acum când am fost la delegatul UEFA la un meci în Țara Galilor și m-am întâlnit cu prietenul meu, cu Bodin. Da. Băiatul lui este fundașul stâng al echipei naționale de U21 și când am ajuns acolo și când am văzut lista cu jucătorii, am văzut Bodin și l-am întrebat pe liegen ofițerul meu, mă, dar are vreun grad de rudenie cu... celebru? Da. Păi da, e băiatul lui. Zic, ai pe bune? Da. Și mi-a zis, mâine o să-l vezi că vine la meci, te întâlnești cu el. A doua zi, la meci. Și l-am văzut când a venit. Total schimbat, plinuț. Și mi l-a arătat. Uite, pe Paul, parcă, dacă nu Paul mă șel. Bodin, Paul, da, Bodin, da, da. Uite-l pe Paul. M-am dus așa înspre el, așa. M-am apropiat de hello, hello, ce faci? Bine, salut. Și nu să știa cine ești. S-a uitat așa la mine puțin și zicea, parcă te știu de undeva. Și zic, Prunea. Dar el, Prunea? Și a adus aminte imediat, știi? Da, și am stat, am văzut meci împreună și după meci am ieșit la o bere. Am ieșit într-un pub și am stat și am vorbit. Vreo două ore am stat împreună și am vorbit. Și mi-a povestit ce s-a întâmplat după aceea cu el. El la Aston Villa, că el juca la Aston Villa, el toate penalturile le-a bătut. Nu a ratat niciun penalti toată cariera lui. Atunci a fost singurul penalti care l-a ratat. A fost și, bine, norocul nostru că a dat în bară, lovitura a fost una puternică. Chiar dacă eu m-am dus pe ea, nu cred că o prindeam. A fost sus și extrem de puternică. Și atunci și-am rememorat, mă rog, după aceea, sigur că și acum el a rămas, din păcate, negativ în istorie cu acel penalti, cum și eu am rămas, din păcate, ajunge, în unele momente, da,
cu greșeala care am făcut-o la meciul cu Suedia, dar sunt, am fost doi răniți așa care ne-am spus unul altuia off-ul. Și mi-a făcut mare plăcere. Aveau și șanse atunci de calificare. Păi era meciul decisiv. A fost ultimul joc din grupă. Da. Cine câștiga, ei aveau și, noi aveam și meci nul. Dar atunci mi-aduc aminte că la penalti eu l-am avut vreo 20 de minute din care noi, după ce noi egalam, n-am ieșit din careu. De adevărat că înainte de meci v-a strâns Hagi pe toți în vestiar, Iordănescu a ieșit din vestiar și v-a ținut așa Hagi o... Nu era singura dată, s-au mai întâmplat, noi mai rămâneam singuri, ceream noi să fim singuri, nu era nicio problemă. Dar Gică, sigur, avea un cuvânt mai ales emoțional, Gică, știa cum să te capaciteze și sigur noi am avut foarte mulți lideri, ceea ce din păcate în zilele de azi lipsesc. Nu găsești un lider nici măcar la o echipă de club, fie că vorbim de echipele mari, așa zise mari, Steaua, Dinamo, Rapid, nu vezi un lider puternic. Da, da. Noi, pe vremea aia, era un vestiar greu, foarte greu. Iar după meci, tot așa, sunt fel de fel de legende că v-au creat probleme pe acolo, v-au ținut în după meci, din păcate, da, după meci, din păcate, s-a întâmplat că din sectorul, de fapt, din spatele sectorului unde au fost suporterii noștri, s-a tras cu o rachetă în partea cealaltă, din păcate, a fost un domn mai în vârstă care era cu nepoțelul în brațe, bine că nu s-a întâmplat mai rău, dar mai rău n-avea cum, pentru că el a decedat, săracul, l-a lovit în gât și nepoțelul era la el în brațe și a decedat, din păcate, acel domn și noi, sigur, la aeroport, trăgându-se din sectorul nostru, noi am avut și suporteri cu noi în avion, echipa națională, am stat până dimineața, deci am ajuns după meci, s-a terminat meciul pe la vreo 11, am stat până la 4 dimineața în aeroport la Cardiff și fiecare am făcut poze. Așa cum faci când te duce la circă, câte un număr așa fiecare, toți, fie că a fost vorba de, da, fie că, nu deținuți, da. Mă rog, da, bine, anchetați, ca anchetați, să zic așa, da. Anchetați, scuze. Și da, și mi-aduc aminte că a fost, Dumnezeu să-l ierte, domnul Vadim Tudor, ce scandal a făcut acolo pe aeroport, domnule, ambasadele, să vină ambasadele, nu se poate, este inadmisibil, așteaptă lumea la București, suporteri echipe naționale. Și într-adevăr, suporteri echipe naționale ne-au așteptat până dimineața la 4, când am ajuns 5, cred că era un jur de 50.000 de suporteri la aeroport, ce a putut să fie acolo, incredibil. Ce s-ar fi întâmplat, Florin, dacă nu ieșea bine la Cardiff cu generația de aur? Nu era bine, pentru că noi pierdusem o calificare înainte, dacă te uiți aminte, 92 pentru campionatul european din Suedia, dacă în nu Bulgaria, mă șel. Nu? Am pierdut la Sofia, da, un meci egal, bulgarii n-aveau nicio șansă, nu le trebuia victoria și am făcut 2-2, dacă ți-au ce aminte. Și un penalti ratat, cumva? Și un penalti ratat, de Gică la 2-1. Dar bine, de Gică sau de Adrian Popescu? Adrian Popescu a dat gol, din ce mi-aduc aminte. Gol. El a dat gol, Adi Popescu, atunci, da. A fost un meci care practic veneam după Italia 90, o performanță notabilă, nu se aștea nimeni ca noi să nu ne calificăm. Și pierzând calificarea europene, după aceea ne gândeam, bă, dacă pierdem și calificarea pentru noi, pentru generația noastră, cred că este ultimul tren. Dar nu aveam cum, pentru că aveam o echipă foarte bună. Aveam o echipă foarte bună și eram un grup extrem de unit. O generație care a fost, nu s-a născut neapărat la Cardiff. Sigur, la Cardiff a fost rezultatul care a contat că ne-am calificat de acolo ultimul meci pentru USA 94, pentru America 94. Dar noi am fost crescuți, am crescut dinainte, mă aduc aminte, 82-83, noi jucam deja la echipa națională, în aceeași echipa națională. Eu, Gică Popescu, Neluțu Sabău, Dan Petrescu, jucam la UEFA 86, se spunea, pentru că era limita de vârstă, știi? Da. Și noi am fost crescuți înainte de Revoluție, practic. După aceea, eu am debutat în Liga 1 în 85. Alți colegi de-ai mei, cum Hagi, Belo și alții, au debutat în 82-83. Deci nu am fost o generație formată, nu e ușor să formezi o generație, a fost generația formată înainte de Revoluție. Da, lăsând la o parte că ați avut și noroc la Cardiff, sau ai avut și noroc la acel penalti, ai avut o prestație extraordinară. Da, a fost un meci, unul dintre cele mai bune meciuri ale mele la echipa națională. Da, așa cum s-a întâmplat și cu Argentina. Și multe alte, chiar și cu Belgia, și cu Belgia, și cu Belgia la București. Și cu Belgia. Și întrebarea, de ce lumea nu pune măcar pe același plan aceste momente foarte bune ale tale și ale naționale, dar ale tale, că aici vorbesc cu tine, iar gafa din meciul cu Suedia e întotdeauna deasupra lor. De ce nu sunt măcar pe același plan dacă nu pentru cele pozitive să primeze? Gen? Eu să spun o istoria când am venit din America și cum mi-am dat seama că românii m-au iertat. Când am ajuns la aeroport, prima dată ne-au oprit la Timișoara, că erau 100.000 de oameni pe aeroport. Și au spus pilotul, domne, primarul Timișoarei și cu decidenții politici, vă roagă frumos, lumea este pe aeroport, dacă tot faceți o escală la Timișoara.
Când a aterizat avionul la Timișoara și când am văzut, erau cred că 100.000 de oameni acolo, o mare de oameni așa, eu n-am coborât din avion. Și generalul a venit: Hanțule, unde ești? Că el așa îmi spunea mie. Tu n-ai coborât de rușine? Eu n-am coborât de rușine, da. Stăteam în avion, zic, Napoleon, eu nu cobor. Păi cum să nu cobor? Vino încoace, că-ți mănânc ficații, cum ne zicea nou generalul. Vino, că-ți mănânc ficații, vino încoace. Nu vine apuile, de ce e afară, mă omoară ăștia. Și m-a luat, m-a tras cum eram de training și m-a scos. Când am pășit pe scara avionului și când am văzut că toți oamenii încep să-mi strige numele și să mă aplaude, zic, aoleu, am scăpat. M-au iertat. Nu-ți mai spun că după ce am ajuns la București și țin minte ce era pe străzi, de la aeroport la aeroport și pe toate străzile, numai toți bucureștenii și toți românii erau pe străzi. Și am văzut că lumea m-a iertat. Și acum când mă întâlnesc, mulți mă întreabă, dar mă întreabă nu cu ură sau să-mi reproșeze, eu îi simt pe oameni. Mă întreabă, domne, ce rău ne pare la toți. Cel mai rău ne-a părut nouă, cred. Ca să nu mai spun că lumea aproape că nu-și mai aduce aminte de penaltiurile ratate în meciul cu Suedia, de Belo și de Petrescu. Dar noi adică toată acolo... lumea când vorbește, sau aproape toată lumea, de meciul cu Suedia, gafa lui Prune. Viorele, acolo Dumnezeu a fost de 4 ori cu noi la meciul cu Suedia. Am egalat la minutul 89, da? Radu. Am întors jocul. Am avut 2-1. Dacă era celebra regulă a golului de aur, noi eram în semifinale. Ei rămân în 10 jucători. Al treilea moment important în care Dumnezeu a zis, haide, haide, și ne împingea așa de la spate. Da? După aceea, al patrulea moment important, ei au ratat primii, prin Frank Mill, nu? Prima lovitură. Mm-hmm. Da? Deci tot ne împingea tot. Din păcate... Hakan Mild? Da. A ratat, a dat peste poartă. Din păcate, uite că s-a întâmplat, ce să reproșez la celul care a ratat lui Belo și lui Dan Petrescu. Înainte cu o zi de meci, am făcut penaltiuri și făceam concurs, de obicei ne punea după fiecare. În finală au ajuns doi jucători, Belo și Dan Petrescu. Ei au jucat finala înainte de meci. Tocmai i-au ratat. Și tocmai i-au ratat. Se întâmplă. De obicei un penalti nu se ratează. Un penalti, din punctul meu de vedere, nu se apără. Un penalti se ratează. Dar te-a urmărit mult momentul ăla, nu? Presupun că n-ai dormit nopți întregi. Pe moment atunci când s-a întâmplat, pe moment atunci, îmi venea să fac o groapă așa repede acolo și să mă bag acolo și să arunc peste mine, să nu mai văd pe nimeni. Dar după aia, la 30, la un minut după faza aia, dacă ți-aduce aminte, a fost o fază în care am avut o intervenție incredibilă. Lângă bară, jos aici, la Brolin, și mingea a sărit în partea dreaptă și a venit să o bage în poartă, nu mai știu cine, și am respins-o de două ori. A fost faza campionatului mondial la salvări, la faze de portar. Ca să vezi cum este viața, o minge simplă, lungă. Eu nu l-am văzut pe Kenneth Anderson, că dacă îl vedeam, era o minge simplă, nici n-am sărit. O calitate de bază a mea a fost detenta. Eu aveam forță bună în picioare. Eram și pe reflex, dar săream mult de la pământ. Eu am sărit atât de la pământ, Viorel, la faza aia. Pentru că a fost o fază atât de simplă și nu l-am văzut când a venit de aici și mi-a luat-o, am simțit mingea, parcă cred că am și atins-o puțin. Și mâna mi-a luat-o. După ce campionatul mondial, el s-a transferat în Italia la Bologna. Am văzut cu Peruzzi și cu Paliuca aceleași faze identice. La fel le-a făcut și lor în meciul cu Lazio și în meciul cu Inter. Și a marcat. Dar aceeași fază. Tot timpul venea de aici în spate. Tot spre sfârșitul meciului, când începeau să dea cu ele sus pe el, el de aici. Da. Așa a fost să fie. Cine ți-a reproșat cel mai mult după meci? Nimeni. Eram toți. Noi înainte de meciul ăla am fost atât de puternici ca să-ți faci o idee. Mental. Jucam la ora 1 la prânz. Erau 53 de grade la nivelul solului. 53 de grade. Noi am fost singura echipă care a mai avut un jucător accidentat. Noi n-am stat pe jos cârcei și astea. De ce? Pentru că înainte de campionatul mondial, noi ne-am dus în Italia și am stat într-un vârf de munte o lună de zile și numai eu știu ce ne-a făcut Iordănescu acolo. Da. Numai noi știm. 3 antrenamente pe zi, ne trezeam la 6 dimineața. E, ne-am dus acolo și n-am avut niciun fel de probleme. Nici cârcei, nu stăteam pe jos. Cum a fluierat la sfârșitul meciului cu Suedia, deci când am ratat ultimul penalti, toți, dar n-a făcut o excepție, am căzut din picioare jos și am simțit o oboseală, că vorbeam și noi după aceea. Bă, dar ce s-a întâmplat? Că am simțit așa că am căzut cu totul. Și psihic, și fizic. Am căzut pe teren, ne-am întins așa, stăteam întinși pe teren, eram storși. Atât de mare a fost șocul, pentru că noi am fost atât de aproape de o performanță extraordinară. Dar zici că în afară de momentul ăla când ți-a dat prin minte să sape o groapă, să te arunci acolo și să te acoperi, zici că nu te-a mai urmărit așa serios. Nu, sigur, am venit, aia, am venit acasă. Am venit acasă. Pe tine, că lumea nu te-a iertat.
foarte... Nu, cred că nu. Nici acum toți nu te Stai avem. Să vezi, o întâmplare. Venim acasă și începea campionatul repede. Eu eram la Dinamo și jucăm primul meci la Oțelul Galați. La Oțelul Galați cu tribuna aproape, știi cum e? Foarte aproape, un metru e până la gard. Bă, și dacă nu m-a luat unul de la încălzire? Și de mamă, și de tată, și de familie, și de... Și toată repriza întâi m-a jurat în continuu. Și îl întreb la pauză, m-am întors așa, zic, băi nene, da, mai poți? Băi, Florine, din cazul ta am divorțat, frate, am aruncat cu televizorul pe geam și m-am certat cu nevastă și am divorțat din cauza ta. Îți dai seama unde s-a ajuns? Zic, bine mă, înjură până la capăt, cum vrei tu. Dar după aia nu m-am mai înjurat omul. L-ai înțeles. Ca să vezi, da, l-am înțeles. Da, este, s-a întâmplat. Eu dacă aș putea să dau timpul înapoi acum, sigur că aș judeca altfel faza, o fază, repet, simplă. Alții spuneau, domnule, dar unde a fost Gică Popescu sau unde a fost Didi Dumnezeu să-l ierte, că se vede pe fază. Păi aia e o minge simplă de portar. Ce vină are Gică Popescu că au să stea în marcaș cu Kenneth Anderson? Păi cum în marcaș, că aia a fost o pasă de 30 de metri în sus pe care din 100 de mingi, 99 le prinzi. Și s-a întâmplat o singură dată, dar din păcate s-a întâmplat într-un moment extrem de important. Și din păcate, din acea generație de aur, iată, a dispărut un singur, a dispărut Didi Prodan. Sufletul echipei. Sufletul echipei. Echipei naționale, da. A fost și greu să formulez, că m-am emoționat puțin. Unde da. Te-ai prins momentul ăla, când ai aflat? Dacă tot... Eram acasă, eu cu Didi vorbeam. Didi mi-a fost după aceea, mi-a fost coleg de birou, când era Ionuț Lupescu și ne-a adus pe foștii lui colegi, pe mine, pe Didi, pe... Belo, pe Jean, pe Emil Păsândoi, când am venit toți și am început să lucrăm în cadrul Federației Române de Fotbal. Mi-a fost coleg de birou și eu cu Didi mi-am petrecut, cred că în 20 de ani, 30 de ani de când ne știm ca jucători, mai mult timp decât cu familia mea, decât cu soția, fiica, cu nepoții și așa mai departe. A fost ca un trăsnet a venit. Mi-a sunat telefonul și am văzut că e ceva în neregulă. La capătul celălalt era un coleg, era Belo. Și când mi-a zis, am crezut că e glumă. Zic, hai mă, terminați cu prostiile astea, unde sunteți? Te spun, vai că vin și eu. Că mai ieșeam, ne plăcea să stăm împreună. Dar ce ți-a spus, că a murit? Terminați cu prostiile. Că... Băi, a murit Didi. Și tocmai atunci eram la televizor și am văzut știrea. Te rog să mă crezi că mi-a căzut telefonul din mână și nu mi-a venit să cred. Și după aceea că mi-a povestit Gică, ți-aduce aminte că i-a zis, el se uita la emisiune la Gică Popescu când a murit Didi. Mm-hmm. Didi că erau la emisiune. Și bineînțeles și că i-a dat mesaj parcă. Și da, i-a dat în timpul emisiunii Bravo Capitane Dăi. Noi știam la cine se referă, se referea la Burleanu. Pentru că Răzvan Burleanu este unul din principalii responsabili morali. Dacă nu principalul responsabil moral ai dispariției lui Didi Prodan. Și o să-ți spun de ce. Noi știm, dar ar fi bine ca să știe și oamenii. După ce am plecat noi din cadrul Federației Române de Fotbal și a câștigat alegerile Burleanu, că aici trebuie făcut o paranteză, o mai mare mizerie să-l arestezi, să-l condamn pe Gică Popescu, cu amânare de două ori înainte cu o zi de alegeri, s-a văzut clar și după aceea lucru dovedit în celebra sufragerie. Ți-aduce aminte când erau niște oameni și de până servicii? Au și spus apoi public la mult când timp vorbeau, atunci. S-a spus că acolo s-a luat decizia cine va fi președintele Federației Române de Fotbal. Modul cum s-a făcut acest lucru a fost o mizerie pe care nu o va șterge nimeni foarte mult timp de acum încolo. În fine, Didi a rămas acolo. El acum... Pe Didi era greu să-l oprești, în dar sensul că... Dar ei voiau să-l dea afară? El a rămas acolo, cum a rămas l-au și chem, Belo. Uite, și Belo chem, e prezent, e tot acolo. Sunt două situații total diferite și doi oameni total diferiți, Belo și Didi Prodan. Pe Didi Prodan nu poți să-l oprești când vine vorba de echipa națională. El vorbea de echipa națională ca de familia lui. Și când era jucător, ți-au la meciul cu Ungaria, când a venit îmbrăcat în celebru costum și când... Port tradițional. Da, un port tradițional și pe ei. Păi aia a fost pentru țara noastră, a fost o... El a fost cel care dădea tonul acestor lucruri din vestiar la noi. El era băiatul care, când era mai greu, cu un zâmbet pe buze și cu o glumă de-a lui, era, de asta spun că era sufletul echipei naționale. În fine, el a rămas în cadrul federației. Acum, Burleanu, ca să scape de el, nu putea, pentru că avea contract de muncă perioadă nelimitată. Foarte clar, trebuia despăgubit și așa mai departe. I-au fabricat un dosar, o mizerie de dosar, de hărțuire, împotriva secretarei lui Burleanu și l-au chemat. Ia uite ce avem aici, dacă nu-ți dai demisia mâine, îi dăm drumul mai departe. Didi când a văzut, mie mi-a spus ce a fost la gura lui, să vă fie rușine, eu nu fac așa ceva, nu este adevărat, asta este o mizerie, dați-mă afară și vedem. L-au mutat din birou, l-a dat afară din birou în care a stat atâta timp, că apropo, clădirea e făcută
pe banii. Burleanu stă în clădirea datorită generației mele și are Mogoșoaia și Buftea. Pentru că cu banii din care i-am făcut noi, s-au făcut acele clădiri și el, de când a fost președintele Federației Române de Fotbal, n-a pus o cărămidă acolo. Niciuna. L-a dat pe Didi afară din birou, l-a pus într-o cămăruță de, unde să aibă loc o masă și un scaun de lemn și acolo trebuia să vină la servici și trebuia să semneze la ora 8 și să plece ultimul din Federația Română de Fotbal. Avea după el, că la astea să pricep băieții ăștia de la Federație, un om toată ziua care îi nota tot ce făcea, un securist care nota tot ce făcea și așa s-au comportat cu Didi Prodan. După aceea, sigur că el n-a mai rezistat, l-au dat afară, Bureanu l-a dat în judecată pentru că Didi a spus adevărul, a pierdut Didi procesul cu el, i-a luat Bureanu 7.000 de euro, banii fetei lui fica lui Didi pentru școală, care îi pusese într-un cont separat ca să-i plătească școala pentru un an de zile. I-a pus poprire pe conturi și Bureanu i-a luat banii de acolo. Didi, din păcate, a făcut o chestiune personală în această... A luat-o personal. A luat-o personal și a suferit enorm de mult. Și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dar voi când ați văzut că el se macină din cauza ceea ce se întâmplă, de ce n-aveam ce să-i facem? L-am sfătuit, băi Didi, băi Didi, lasă-l. Da, i-am zis, Didi, lasă-l în pace, că ăștia sunt trecători. Important e că suntem împreună. Ne ajutăm unul pe altul, vedem. El începuse după aceea să lucreze pe la club, a fost pe la Chiajna. Începuse ușor, ușor să se rupă de... Dar n-a putut să uite chestia asta, cum s-a comportat Burleanu cu el. Și de acolo, și din păcate, și de acolo, și de acolo a plecat... Da. Ai spus că vorbeam ură și... nu e, vorbeam înainte. Ai spus că ură nu e, dar ce e? Din partea lui Burleanu, da. Nu, din partea noastră. Ta, din partea ta, că tu de câte ori din, apari, din partea mea nu poate să fie altceva decât să aduc aminte de aceste mizerii, pentru că la înmormântare la Didi, Gică Popescu a ținut un discurs și i-a spus lui Didi: Didi, noi o să mergem mai departe, o să-ți ducem și visurile tale legate de fotbal mai departe, dar în același timp e și datoria noastră să aducem aminte ceea ce ție ți s-a întâmplat și e normal să fie așa și nu numai lui. Da? Că spuneai de unde ura asta lui Burleanu față de noi. Nu, am zis e și din partea lui, nu știu, o atitudine pe care n-am înțeles-o întotdeauna, n-am spus ura. Adică... Trebuie să o înțelegi, pentru că vine din partea unui om, îți dau un singur exemplu. Belo Dedici. S-a dus la Muntenegru, celebru episod cu Savicevici. Da. La masa oficială, Burleanu cu Savicevici și cu Burleanu cu vulcanizatorul și cu karatistul, Savicevici cu colegii lui. Și l-a întrebat Savicevici: dar unde este Belo? Că ei sunt frați, au lucrat la... au câștigat Cupa Campionilor cu Steaua Roșie. Dar Belo de unde este? Păi știi că n-a vrut să vină, că s-a dus în oraș și a zis că nu vine la masa oficială. Nu, Savicevici, normal că... cum să nu vrea să vină când știe că eu sunt președintele Federației și vorbim la telefon și așa mai departe. E, nu l-a luat pe Belo cu el acolo și nu-l ia niciunde pe el la oficial și nici pe niciunul din foștii jucători. Din păcate nu prea sunt pe la federație mari care au participat la mondiale și europene, pentru că nu-l bagă nimeni în seamă. Că dacă Belo se ducea la masa cu Savicevici, ce putea să vorbească Savicevici cu Burleanu sau ce putea să vorbească Savicevici cu Belo Dedici? E logic, nu? Da. Și atunci de-aia nu-l ia pe niciunde. Și de-aia în cadrul Federației Române de Fotbal nu a adus jucători emblematici ai echipei naționale. Nu am nimic, cine mai e pe acolo? Eu știu, Lucian Sâmărtean, Vlăduț Munteanu, Nicolae, Săgeată și așa mai departe. Bravo lor, e bine că au început administrație și mie îmi pare bine când văd că și foști jucători, nu numai securiști din ăștia pătrund în fotbal, vin și ei să-mi facă administrație. Îmi place lucrul ăsta. Sigur că nu este ușor, nu este simplu, dar sunt... practica este cea care... Spune-mi, te simți dezamăgit că unii dintre colegii tăi de generație nu te-au susținut la fel de puternic în lupta asta contra sistemului, contra regimului, ca să facă opoziție la fel de puternic și acum ai făcut tu? Nu mi se pare acest lucru. Eu văd că sunt colegii ai mei care, după jocurile echipei naționale, din păcate, iau atitudine. Păi da, când critici altceva, tu critici regimul. Și dacă te simți dezamăgit că... Știi care este problema, Virele? Nici nu poți să fii mare specialist să nu critici, pentru că fac atât de multe tâmpenii și fac atât de multe prostii și le fac atât de la vedere, încât ai gloanțe în fiecare zi. Nu trebuie să faci absolut nimic decât să îi lași să se facă de râs în continuare. Că acum sar de la una la alta. Acum de notorietate sunt documentele. Eu le-am găsit din întâmplare cu veniturile președintelui Federației Române de Fotbal. 320.000 de euro neto anual. Neto anual. Demontat
speculația asta lansată de tine? Documentele le-am făcut publice, sunt publice, am dovedit că nu bat câmpii, sunt publice. Indemnizația lui este de 260.000, nu numai a lui, a tuturor care sunt în Consiliul FIFA. Sunt documente care sunt pe site, da, se poate verifica. O indemnizație de 260.000 de euro net, plus diurne, 250 de euro pe zi. Plus salariul care are la federație, 4.000 sau cât are, cât a spus că are, plus diurnele de aici, fă un calcul 12 luni și o să vezi unde ajungi. Da. Într-un fotbal în care Liga a doua nu există, Liga a treia, 19-0, 14-0, 17-0, nu există, nici din punct de vedere sportiv, nici din punct de vedere financiar, în care Cupa României, vezi că nimeni nu interesează pe absolut nimeni, deci toate competițiile organizate de către Federația Română de Fotbal sunt zero interes pentru români, plus echipele naționale, care cel puțin în ultimele 4 luni este inadmisibil să primești 47 de goluri la nivel de echipe naționale. Rezultate 0-9, 0-8, 0-5, 0-4, plus totul culminând cu retrogradarea în grupa C Nations League, pe care culmea, cât de ipocrit poți să fii, să o iei ca pe un succes, că de acum încolo vom câștiga și noi. Da, asta este. Și să câștigi, este cel mai bogat om din fotbal românesc și nu mi se pare regulă într-un fotbal falimentar. Poate, eu mă gândesc acum, sincer, numai Dan Petrescu cred că poate să câștige cu salariul pe care îl are antrenor la CFR, dar nici Petrescu nu câștigă atât în România. În mintea mea, când am pregătit podcastul cu tine, pariul emisiunii, pariul ediției, clar că era legat de această opoziție pe care o ai tu, o faci tu, de ani buni în ceea ce privește regimul Răzvan Burleanu. Și hai să facem un pariu că Răzvan Burleanu, și să dai o cotă din punctul ăsta de vedere, da? Și tu și cei care ne urmăresc, logic, că Răzvan Burleanu nu va mai candida pentru un nou mandat la FRF. Adică, întrebarea, facem pariu că Burleanu nu va mai candida pentru un nou mandat la FRF? Și ce cotă crezi că are un astfel de pariu? Nu depinde. Cotă mică înseamnă că e în curs de a obține un nou mandat sau vrea să obțină un nou mandat. Cotă mare că nu va mai candida. Nu depinde de el, în primul rând. Depinde de cei care îl țin acolo. Când ce zici? Șansele care sunt? Șansele care sunt extrem de mici. A promis, deci când a ajuns, cotă foarte mică. Îmi pare rău că trebuie să o spun. Nu, de ce? Păi, până la urmă noi... Cotă foarte mică. Și spun argumentele mele. Unu, când a ieșit președintele Federației Române de Fotbal, înainte de a ieși, a spus... 1. Nu voi fi președinte decât două mandate. Îmi dau cuvântul de onoare și la voi în studio a fost, l-am văzut. Peste tot. Și al doilea, nu voi lua primă de calificare dacă ne vom califica la un turneu final. Ți-aduce aminte că au fost două din punctele ale lui din program. 1. Va fi câte mandate vor dori, dar nu depinde de el, repet, cei care îl țin aici, cei care l-au pus aici și cei care îl țin în continuare. Și doi... Eu nu fac pe prostul, dar cei care îl țin sunt alegători. Nu, cei care îl țin, asta este cu totul altceva. Cei care îl țin sunt cei care l-au pus acolo. Și care se știu, nu mai dau nume, se știu, e de notorietate, sunt publice, i-ați văzut, au vorbit, au ieșit în presă. Și al doilea lucru, pe un om care vine de la 1.000 de euro pe lună, cât câștiga înainte, la un 320.000 de euro pe an, cât câștigă momentul de față, crezi că renunță la funcția asta? Eu să fiu, nu aș renunța. Tu ai renunțat, Viorele? Da. Nu știu, dacă mă votează oamenii, nu aș renunța. Înseamnă că mă apreciază și că sunt bun pe ce fac. Oamenii, i-ai văzut cum au votat. Ăla a fost, părerea mea, mare parte dintre ei, cum zicem noi românii, la mișto. Doar să-l facă de râs. După aceea au fost și oameni care au apărut și au vorbit. Dom'le, ce vrea să facem? Am votat, râdeam pe acolo și noi. Și mergem mai departe. Nu au ce să facă oamenii. Oamenii care vin la vot acolo, crezi că depinde de ei? Ei vin acolo cu un mandat clar. Da. Hai să depășim momentul ăsta. Sigur. Pentru că i-am alocat ceva timp. Rămâne de văzut dacă acest pariu... Îmi pare rău, din păcate, cota mică. Păi,
Asta e, asta e, da. Tocmai asta este farmecul unui pariu, că dacă da. Da, ar fi avut o cotă mare și câștigurile erau pe măsură. Spune-mi, voi, cei din generația de aur, în momentul ăsta, sunteți la fel de uniți ca atunci când făceați performanțe, ca pe teren? Adică, pe românește, să nu ne mai ferim de... Ești în momentul ăsta... Nu ai cum să fii, nu ai cum să fii. Fiecare are proiectul lui, fiecare are interesul lui și e normal să fie așa. Relații mai proaste cu cineva? Sau te-a dezamăgit cineva? Sau, Nu, din generația mea nu. Din generația mea nu. Suntem în relații bune, vorbim tot timpul, ne face plăcere să ne întâlnim. Am mai făcut și niște meciuri împreună. Nu, dar fiecare acum are interesul lui. Toată lumea văd că zice, domnule, dar de ce Hagi nu spune nimic? Păi ce să facă Hagi? Tot la adresa asta. Am zis că depășim momentul și tot ce acolo să fac, ce să facă Hagi? Nu, vorbeam de relații, între noi, că tot lumea spune, domnule, dar Hagi de ce nu vorbește? Dar Hagi de ce nu face nimic? Dar Hagi de ce nu se ia de ei? Da. Păi cum să facă Hagi așa ceva când Hagi are business-ul lui acolo? Păi îi trimite ăștia două săgeți, două arbitraje. Sau la comisiile federației, vreo două, trei suspendări. Și închid gura. Și că își vede de treaba lui. El are, nu-și poate risca business-ul lui și afacerea lui și clubul lui, da? Da. Farul Constanța, ca să spună. Sigur că iese și spune lucrurilor pe nume. Dar eu îl înțeleg perfect. Sau pe alți colegii ai mei care sunt antrenori. Da. Ce să zică Petrescu? Sau ce să zică Dorinel, îl văd că mai trebuie să fie extrem de atenți, că ăștia ați trimit comisiile pe cap și te-au distrus. Da, spunem că vorbeai și de momentul de dinaintea alegerilor, când Gică Popescu a suferit acea condamnare. Tu te-ai temut vreodată dintr-o cauză sau alta că vei ajunge după gratii? Repet, nu neapărat o nouă trimitere la adresa conducerii FRF, influențe, nu, am primit așa, forțe oculte. Am primit semnale de la oameni puternici din România. Bă, dar nu ți-e frică? Stăteam așa la un moment dat, te gândești fără să vrei. Dar dacă n-au cu ce să te agațe, n-are ce să se întâmple. Deci n-a avut nimeni vreodată în cariera nu, ta? Nu, dar semnale am primit, semnale. Bă, dar nu ți-e frică, ți s-a întâmplat cu Gică Popescu. Cât e el Popescu de mare, uite ce s-a întâmplat. Uh-huh. M-am gândit așa, dar acum nu mă mai gândesc pentru că n-am făcut nimic de care să-mi fie rușine. Nu au cu ce să vină împotriva mea decât cu mizerii sau eu știu, cu ceva fabricat și așa mai departe. Uh-huh. Dar, deci în acel caz, dacă mă înșel să mă corectez cu Penescu, nu? Ai fost cumva implicat? Da, am fost singurul achitat din dosar, eu și cu Marcel Savaniu. Uh-huh. Achitat pentru... Da. A fost un... Eu eram sigur că n-avea ce să fie nici în dosarul ăla, dar n-a avut nicio legătură Burleanu cu acel dosar. Nu, am spus dintr-o cauză sau alta, nu facem toată discuția în sensul ăsta. Nu. Dar atunci știi ce s-a spus, dacă tot suntem la o discuție sinceră, că Prunea a scăpat, că i-a dat în primire pe toți. Ți-aduce aminte? Păi dosarul este public, acolo sunt declarații la dosar din partea... Eu n-aveam pe cine să dau în primire, că am avut o chestiune complex separată de arbitri. Eu n-am fost trimis în instanță pentru discuții cu arbitrii sau aranjamente cu arbitrii. Eu am fost trimis în instanță ca aș fi intervenit la Comisia de Disciplină a Federației ca să nu-l suspende pe Penescu, să nu-i dea nu știu ce. Uh-huh. Suspendare. Eu n-am avut treabă cu arbitrajul atunci. Eu am fost separat de lotul arbitrilor. Uh-huh. N-am avut nicio legătură. Eu n-am dat declarații despre arbitraj atunci. Dai. În urma declarațiilor mele nu s-a dus, n-a fost condamnat nimeni. A fost declarații simple. Dom'le, nu am discutat cu absolut nimeni. O singură declarație am dat din partea Federației Române de Fotbal. În rest, nu am ce să declar. Asta a fost o singură declarație a mea. De fapt, dosarul este public, poate fi verificat. Dar pentru un verificat. Om precum Popescu, alături de care ai jucat, ce crezi că a însemnat să petreacă perioada aia după gratii? Adică toată iadul, lumea... Iadul de pe pământ. Iadul de pe pământ, mi-aduc aminte singurul fapt că s-a dus Neacostică, săracă, Dumnezeu să-l ierte, după 3 luni. Tatălui. Un munte de om. Eu știu pe Neacostică de când eram copil cu Gică și venea și le aducea pe Gică la echipa națională. Un munte de om, o forță de om. S-a uscat pe picioare în 3 luni de zile de cum s-a dus Gică. Nu s-a mai hrănit, se închidea în casă, plângea în continuu și a murit în 3 luni de zile de inimă rea. Din păcat. Asta e tragedia care... L-a schimbat și pe Gică, că l-am văzut pe Gică și plângea în continuu. Și acum îl văd că are momente când nu mai este olteanul ăla pe care eu îl știam, mm-hmm. orgolios, țâfnos. Îl văd acum mai liniștit, mai calm. Eu cred că l-a schimbat foarte mult acea perioadă, în sensul că este greu să ții un om ca Gică Popescu acolo. Da, mai ales un om care nu a greșit. Asta era întrebarea și vreau să-mi spui sincer.
N-a fost vinovat? Absolut deloc. El a fost singurul, din ce știu și eu, nu m-am uitat în dosar, care a plătit, da? Dacă a plătit, hai înseamnă să luăm, că... Hai să luăm cazurile, aceleași cazuri, dacă le vrei, Germania, Spania, Messi și așa mai departe. Băieții ăștia s-au dus și au plătit banii și au rămas în libertate. Da? Au fost și ei vinovați, dar nu era cu executarea. Au plătit prejudiciu acolo. Și s-au dus în... S-au auzit multe lucruri despre condamnarea lui Gică. Am auzit și eu că a fost un complet cu dedicație. Că n-au știut cum să facă. Procurorul care a fost în ședință că s-ar fi sculat când a rămas în pronunțare instanța și s-a dus și a sunat. Dom'le, vedeți că îl condamnă, îi dă cu executare. Este pentru prima dată că un procuror a cerut cu suspendare pentru un... cineva trimis în judecată. De obicei, procurorii au în fișa postului, cer cu executare. Procurorul de ședință s-a sculat acolo și a sunat la cei care erau deasupra lui procurori ierarhici. Dom'le, face ceva că e cu executare. Asta este un complet. Eu am cerut cu suspendare, deja m-am cerut cu suspendare. O să-i dea cu executare. Uh-huh. Și au fost multe lucruri care s-au întâmplat în zilele acelea. Pentru că decizia a fost amânată de 3 ori. Și s-a dat înainte cu o zi de alegeri. Da. Deci trebuia să se dea în 5 sau 6 luni de zile, din ce mi-aduc aminte. Ai fost să-l vizitezi atunci? N-am fost să-l... Au fost odată colegii, dacă nu mă șel, Ilie, cu Stelică și cu Petrescu. După aceea nu, n-am putut să mă duc. Da. Trist moment și crezi că de acolo i s-a, nu știu, tras lui Gică Popescu, pentru că altfel ar fi avut o cu totul altă... Gică Popescu, dacă participa la alegeri, Burleanu nu făcea 25 de voturi. N-avea nicio șansă. Și la alegeri s-au întâmplat lucruri total necurate, pentru că în momentul în care s-a întâmplat cu Gică Popescu, mare parte din membrii care au venit la vot au vrut să părăsească hotelul, să plece, că condamnarea s-a dat în atunci, nu? Uh-huh. Să plece. Au fost sunați pe telefoane de pe drum, vedeți că a semnat convocatorul, întoarceți-vă la hotel, că s-ar putea să de mâine să vă luăm pe toți, să vă strângem pe toți. Au fost oameni care s-au întors de frică și care au votat a doua zi. Da. Asta știu de la ei personal. Hai să depășim. Și să depășim, să ne întoarcem în prezent, dacă tot atingem tot felul de subiecte. Ce zici de povestea asta cu Mangia? Noi o știam toți în România. Cred că am și tu o știai. Am auzit și la Victor Pițurcă. Păi da, și tu o știai. Tu nu o știai? Auzisei. Eu auzisem, e o diferență. Una e să o auzi și alta e să o știi. Tu spui că o știi. Noi știam. De unde și știi? Eu știam. Păi știam de acolo, din interior, că jucătorii vorbesc, antrenorii vorbesc, conducătorii vorbesc. Toată lumea știa ce s-a întâmplat acolo și toți știam că Răzvan Popa. Când s-a dus, când l-a luat Iașu pe Răzvan Popa de la Craiova, m-au întrebat și pe mine. Ce să facem? Să-l luăm? Zic, băi, băiatul ăsta mi se pare că are o problemă. Și le-am spus, uitați ce am auzit, dar cea mai gravă mi se părea că băiatul ăsta la 20 de ani sau câți avea el, da, tânăr, da, el nu zâmbea niciodată. Un băiat drăguțel, l-ai văzut, un băiat prezentabil, drăguț. Mm-hmm. Zic, mă, ce cu băiatul ăsta? Ăsta nu râde niciodată, cu băiatul ăsta se întâmplă ceva. Tot timpul vedeam îmbufnat, el luase și pe la echipa națională, nu și de tineret, și de juniori. Îl vedeam și la interviuri. Tot timpul zic, bă, e ceva cu băiatul ăsta. Și mi-a întărit faptul ce am auzit de la cei de la Craiova după aceea, că uite ce. Sigur că ei... imaginezi așa ceva în vestiar unei echipe, sigur, în dormitor sau un hotel sau unde s-o petrece, mai e cum mai e, că nu vezi, dar în vestiarul unei echipe, într-o... Ce mi se pare în regulă este că cei de acolo au știut și nu au nicio măsură. Aici este problema, că am văzut interviul cu mama băiatului. Da, da. Că s-a dus la patronul echipei și i-a spus, mai mult s-au dus la federație, nu? A zis un coleg de al vostru, Gabi Safta, dacă nu mă șel, da, că s-au dus și la președintele federației și președintele federației a zis că l-a sunat omologul din Malta când l-a angajat pe Mangia și l-a întrebat, domne, ce este ceva adevărat? Nu, domne, nu prezintă încredere femeia asta, mama băiatului. Înseamnă că lucrurile au... Acum, pe de altă parte, chestia din Malta mi se pare o chestiune forțată, nu știu de ce. Îmi lasă impresia că cei de acolo vor să scape de Mangia și nu știu cum. Uh-huh. În sensul să nu-i plătească niște daune. De asta zic, pentru că nu văd nicio probă acum împotriva lui Mangia, sincer. N-am văzut nicio probă în afară de o declarație a unui jucător. Și a jucătorului. Dar noi vorbim de acolo, cazul, da, din Malta. Tu ce ai făcut dacă ai fi avut de-a face în viața ta sportivă cu o hărțuire din asta? În momentul ăla. Păi cum mă cunoști tu pe mine, îl trozneam. Îl călcam în picioare. Numai dacă vorbea cu mine despre așa ceva. Îl călcam în picioare. Deci... Și nu cred direct, că numai... Fără niciun fel de avertizare. Nimic. Ce să patron, nepatron, între președinte și așa mai departe. Că îl călcam în picioare.
Dar dincolo de faza... Nu mai a venit să cred. De ce? Pentru că a fost un antrenor care a stat totuși 3 ani, 4 ani la Craiova, nu? Nu știu dacă 4, dar 3 a stat. Da, 3 a stat. 3 ani, 3 ani și ceva a stat la Craiova. Dar ai călcat pe cineva în picioare? Lasă... Nu, din nu cauza... și la propriu și la figurat. Îl călcam în picioare. Nu, dar din alte cauze. Ai călcat pe cineva în picioare? Ai bătut pe cineva? Nu m-am mai bătut de când eram mic, cred. Nu, dar la fotbal, no, adică nu... Nu, no, niciodată. În vestiar n-ai avut vreo reglare de... Niciodată, nu. No. Mm-hmm. Dar în vestiarul național, cine era cel mai respectat așa? Păi Găniță, nu l-ai văzut pe Găniță, că apare, nu? Cum mai apare, mai apare câte ceva. Și cu Găniță, nu le știam pe astea, că am fost acolo și cu Stelică și cu... Da. Dar astea sunt chestii care, vezi, s-au întâmplat la un antrenament, era normal, că Găniță dădea tare din apropiere, de la 2 metri, că și mie mi-a dat vreo două pe la orică și eu l-am luat la jurături, dar bine că nu m-a ars pe mine, l-a ars pe Stelică. Da. Da, că am fost și eu acolo la când s-a întâmplat. Dar astea sunt chestii care după aceea, eu prefer să am asemenea jucători și să spun de ce. Uite acum cazul Tamaș, cu mizeria asta de la Petrolul. Cu jucătorii cu personalitate, știi, îi iei sub control tot timpul, pentru că ei vin și spun ce îl doare. Vine și spune ce îl doare. Bă, uite, am problema asta. Și îl ai sub control. Mai greu e cu ăștia, cu jigodiile și cu ăștia care vin pe la spate și cu ăștia mai pupincuriști, așa, care să trăiți, bună ziua, la Galaga, Lugudugu. Da. Ăștia sunt periculoși, care îți fac problemele cele mai mari. Că nu știi de unde să-i apuci și se ascund. Dar pe ăștia cu personalitate, cum e Ganea, cum e Tama și acum, că asta e o mizerie ce s-a întâmplat la Ploi, să înregistrezi. Păi eu acum să fiu jucător și să mă sune cineva de la Petrolul, să mă duc la Petrolul, mă gândesc de 3 ore înainte să semnez. Păi cum să lucrez cu un asemenea antrenor care face publice discuțiile mele private cu care le-am cu el? Și mă mir că a fost un jucător care nu a supărat pe nimeni, a fost un om la locul lui. Mă mir cum de-a putut să facă așa ceva. Și mă mir cum de ceilalți care sunt acolo, oameni de fotbal, jucători, Costel Lazar, Claudiu Tudor, da, l-au lăsat să facă așa ceva. Dar lui nu-i găsești nicio vină, că... Cui? Iată, de la un pahar în plus... Cum să nu-i găsești vină? N-ai voie să faci... toată mișcarea suporterilor. Nu ai voie să faci așa, dar în momentul când ți-l aduci... Să nu o respecti, să nu o apreciezi. Din momentul... Gabi Tamai nu s-a dus la Petrolul pentru bani, Viorele. Că s-a dus pentru bani? El s-a dus la Petrolul pentru atmosferă și s-a dus la Petrolul prin ce știu eu, pentru că Budescu l-a rugat și a zis, hai, du-te tu că vin și eu și o să fim împreună și o să facem treabă, da, și atmosfera care este. Nu cred, eu cred că lui îi pare rău acum pentru ce a declarat atunci la un șpriț. La un șpriț poți să spui toate tâmpenile astea, sunt discuții private, Viorele, care nu poate să fie făcute publice, mai ales de către antrenorul tău. Persoană cea mai apropiată de jucători la un club este antrenorul. Dar tu e grav. Ai făcut vreodată în cariera ta de... Cariera ta și de fotbalist și de conducător, ceva de care să-ți fie rușine? Aoleu, multe lucruri. Am scandat și eu toate tâmpenile, tot așa, la un șpriț. Am vorbit prostii. Faci, păi te ia valul când ești cu suporterii și stai de vorbă. Și vorbești, bă, de Steaua, cum vorbeam eu. Îmi pare rău că și eu, m-au apărut imagini cu mine odată când am scandat împotriva Stelei. La ea. Și îmi pare rău, m-a luat valul și pe mine, un stadion arhiplin. Ce să fac? Mi-a părut lumea, cerut scuze public, dar sunt lucruri care se întâmplă, mai ales când ești în, mă rog, da, din cauza le regret. Ai pătimit și cu suspendări și cu... Păi eu sunt singurul care am fost suspendat de către Federația Română de Fotbal pentru că am scandat. În rest, ai văzut că UE Steaua, antrenori, jucători, nimeni, niciun penny. Prunea, 3 luni și 20.000 amendă. Și mai ai procese acum cu ei? Sau cu... Mai am cu Burleanu unul, dar l-am câștigat la fond. El mă dă în judecată. Procesoman, nu știu. Dar bine, el are banii federației. Dar nici eu nu cheltuie. Păi și pe ce temă e procesul ăsta? Ăsta este pe tema, că am spus UTA când s-a schimbat regulamentul competiției, atunci când au vrut să nu promoveze UTA, ți-aduce aminte? Da. Că era la 13 puncte sau cât erau în față. Da. Și au schimbat regulamentul și au ajutat parții să promoveze, dar bine că UTA a promovat. Și uite ce frumos e la UTA acum. Meci de cupă, vine FCSB-ul cu echipa a doua și stadionul arhiplin sold out. Da. Și echipa aia... I s-au scăzut, atunci au s-a schimbat regulamentul, dar tot au promovat. Da. Și atât am spus. Să le spunem celor care ne urmăresc că discuția dintre noi are loc la puțin timp după ce FCSB a jucat la Arad în cupă. Da, de aia. Și bineînțeles că orice judecător respinge de pe scaun și plus cheltuielile de judecată. Dar el, în continuare, dă pe toată lumea în judecată, nu numai pe mine. Dar nu ți-e frică, adică duci această luptă... Eu am la un moment dat singur împotriva tuturor. Nu ascund faptul că este o casă de avocatură care
se ocupă de chestiile astea și mă ajută. Nu mă duc la procese, o casă de avocatură destul de bună și se ocupă de toate aceste lucruri. Da. Ce spui de tabloul ăsta de ansamblu al fotbalului, fără să intrăm în detalii, al fotbalului nostru românesc din zilele noastre? Mă uit la toate nivelurile. Acum, dacă am timp mai mult, sigur că sunt angrenat mai mult pe afară, că eu lucrez mai mult pentru UEFA. Mă uit la toate meciurile, fie că vorbim de Liga 1, Liga 2, Cupa României și este jalnic. Mă uitam aseară la meciul ăsta, la meciul de cupă. La Tavi Popescu, nu la Tavi Popescu, că el a fost eliminat săracul de pomană. La băiatul ăsta, la Buena și la Kindrich de pe margine. Ce ori avea băieții ăștia în cap? Și văd mulți jucători care fac gesturile astea, jucători slabi, jucători cu ăștia vrem să mergem să ne batem afară cu Franța, cu Spania, cu Germania. E un tablou urât, un tablou cenușiu, din păcate, și pentru viitor. Vedem că nu avem jucători puternici. Avem numai jucători care se gândesc numai la repede, să se termine meciul, să plece acasă, să-și ia salariu, jucători care nu-și respectă suporterii. Un tablou, e paradoxal, un tablou cenușiu, așa, viitorul este din păcate... Și pe vremea voastră, și în perioada aia, se creiona un tablou cenușiu. Erau rezultate, de aia spun că e paradoxal, dar se vorbea de cooperativă. Tu ai prins vremurile cooperativei, nu? Păi presupusei cooperative, gen. Hai să formulez așa, da, protocolar. Am prins și am jucat și eu, cum au jucat toată lumea. Nu este jucător care să nu fi jucat în asemenea partide. Dar noi... aveam performanță la nivel de echipe de club și la nivel de echipă națională. Și spun de ce. Pentru că acele echipe, Dinamo, Steaua, Craiova, era lupta asta între ele care a născut în acei ani generații. Pentru că nu numai generația de aur a fost o generație de aur. Eu cred că fiecare generație a fost de aur. Și generația lui Neagicu Dobrin din 70, a lui tata lui Ionuț, a lui Culoaie Lupescu, Nea Mircea, Cornel Dinu și așa mai departe. După aia a venit generația cu Vasile Iordache, Sameș, care și ea a fost o generație foarte bună. După aceea a venit generația 80-83, Belo, Hagi, după aceea am venit noi, după aceea eu cred că și generația lui Mutu și a lui Chivu a fost o generație de aur, care cu puțină șansă eu cred că ei meritau mai mult. Da. Nu mai spunem de generația Steaua, care a câștigat Cupa Calea Europeni, generația Craiova Maxima. În câte meciuri din astea multe, ai jucat? Foarte multe. Da? Cu rezultatul dinainte știut? Da, foarte multe. Foarte multe. Nu aveai ce să faci. Noi, jucătorii, nu depindea de noi. Eu mai făceam tâmpenii. De exemplu, un meci la Bistrița, Vasile Oană, când a ieșit golgeter atunci. Te aduce aminte? Am jucat cu Ucluj, eram la Ucluj și ne-am întâlnit și am zis, băi, Vasile Oană dă un singur gol. Da, el la 1-1, penalti pentru Bistrița și a luat Vasile Oană mingea să dea două. Și m-am dus de aici și zic, băi, dă-i în dreapta. Și el, da, bine, Florine, dau în dreapta. Și el a dat în dreapta mea, eu m-am dus pe ea și am scos-o. Și mă întreabă, pe ce faci? Păi, bă, în dreapta ta, nu în dreapta mea. Dar nu ți-am zis că dai un singur gol? Mai mă puneam și invers, știi? Ai curajul și fair play-ul să recunoști că pe vremea... Dar nu a fost un jucător care să nu joace. Antrenori, conducători, toată lumea știa. Da. Ai reușit așa să le driblezi pe toate, deși n-ai fost jucător de câmp, să ajungi și... conducător, să-ți menții un echilibru? N-ai căzut în fel de fel de vicii, de patim, de... Nu. Atunci n-aveai ce să faci. Erau echipele, se făcuseră o echipă, cum era și înainte de Revoluție. Steaua avea, chiar dacă n-avea nevoie de echipele lor, Scornicești, Pălaurea, Târgu Mureș, Dinamo aveau și echipele lor. Dă-i cu Victoria, dă-i cu Moreni, câteodată și pe la Bacău. Se știau lucrurile astea. Când ne duceam la Târgu Mureș și făceai meșnul acolo, era sărbătoare, te călcau în picioare când te prindeau acolo. Aveau și echipă bună, cu Beloni, cu dar locul 5-6. Cum decurgea o regie din asta? Vă anunța pe voi, în vestiar, că trebuie să pierdeți? Te întâlneai înainte de joc. Seara sau chiar a doua zi dimineața la vestiar, înainte de joc. Era președintele, antrenorul și câte doi jucători de la fiecare echipă. Și după aceea, bineînțeles, se discutau. Doamne, atâta se termină. Da. N-aveai ce să faci ca jucător, ce să faci? Ce spui de, cum să le numesc, paradoxurile astea, de șocurile astea, că sunt trei echipe, Dinamo, tot felul de confuzii, de FCSB, Steaua, de, mă rog,
ca susținerea numai... suportelor, cine continuatoare. Adică întrebarea, vom reveni vreodată la normal? Păi eu cred că ceea ce privește, luăm Dinamo, nu? E un singur Dinamo, celelalte două nici nu există, pentru că suporterii vezi unde se duc. La FCSB e problema cu FCSB și Steaua, pentru că aici a fost o schismă între suporteri, s-au împărțit în două. Dar sigur, mai mulți eu cred că sunt suporteri de FCSB-ul, părerea mea. Ai avut meciuri mari și la Dinamo în calitate de conducător, nu? Negoiță cu Bălănescu. Nu. Nu? E, acum te-ai cumințit. Meciuri mari, în ce sens? Nu, n-am avut meciuri. Șicane cu fel de fel de contracte. Cu... Nu, nu trebuia să mă duc acolo în momentul ăla și nu o să mai fac în viața mea greșeala care am făcut-o, să mă duc unde e focul cât casa. Pentru că eu m-am dus la Dinamo, era focul cât casa. Cred că de aia m-au și adus, probabil, ca să potolesc suporterii. Dar eu n-am m-am dus la Dinamo să potolesc suporterii, m-am dus la Dinamo să fac treabă. Dar era focul și mai ales lumea a luat niște măsuri, în sensul că, domnule, să-mi fac un contract, care s-a făcut contract pe un an de zile. Eu n-am făcut în viața mea așa ceva. Am făcut o chestie pentru Dinamo, am zis, domnule, este echipa la care eu am crescut și care acum, într-adevăr, are nevoie de mine. Hai să mă arunc în foc și eu. Uh-huh. Că ți-au ce am, te duse răfoc pe la hotel, nu mai ieșeau pe stradă. După aceea, când am ajuns acolo și când am văzut că suporterii m-au asimilat, la fel ca și pe ei care pe mine, Florin Prunea, suporterii mă votaseră cel mai bun portar din istoria lui Dinamo și la fiecare meci îmi scandau numele când mă duceam pe stadion. Și zic, bă, stai puțin că e ceva neregulă aici. De ce oamenii ăștia mă asimilează pe mine și mă pun în aceeași barcă cu Bălănescu și cu Negoiță? Dar din păcate era prea târziu când mi-am dat seama. Și am, bineînțeles că am renunțat. Cine ți este, hai să spunem, fac ce fac și tot la generația voastră mă întorc, cel mai aproape? Păi cel mai aproape mi-e Ionuț Lupescu, că este o prietenie pe care, ca și fratele meu și cu care vorbesc foarte mult și mă întâlnesc, dar cu toți colegii mei vorbesc. Fie că vorbim de zile de naștere, la fel mă sună ei, îi sun eu, ne felicităm, mai comentăm și după meciuri, cum a fost acum cu Petrescu, îmi pare bine că a câștigat, că l-a făcut public, aici, domnule, nu mă sună decât Hagi și Prunea să mă felicite după meciuri. Da. Petrescu trebuie să înțeleagă că succesul, el are de 4 ani de zile, nu-i convine nimănui să vină și al 5-lea campionat consecutiv luat de către CFR, dar tot CFR va lua campionatul. Pentru că la noi în România toți se aruncă cu mizerie și noroi în cel care este, ajunge cumva sus. Uhum. Petrescu, din punctul meu de vedere, este numărul 1 în România, fără niciun fel de probleme. E Dan Petrescu și restul, ăștia mai mici. Bine, Hagi, sunt acolo amândoi la bătaie. Mai sunt atunci, mai este Neagu, mai este Grozavu, dar din păcate la capitolul ăsta suferim. Avem antrenori cu minței care să nu supere pe nimeni și să facă ce spun conducătorii. Ori, din păcate, fotbalul românesc suferă la acest capitol, nu avem antrenori. Acum, vrei să schimbi antrenorul? Și sunt 4-5 care îi schimbă, îi plimbă ăștia pe la toate echipele. Mă refer la federație. Am auzit acum pe ultima, când l-a dat afară pe, de la Chindia pe Mihalcea, că cineva de federație suna, bă, ia-l pe ăsta că eu garantez pentru el. Și așa face pe la toate echipele. Cum se schimbă un antrenor? Lui ia-l pe ăsta că ăsta e al nostru. Și sunt vreo 4-5 băieți din ăștia care se schimbă la toate echipele, care nu au rezultate, nenorocesc echipele, pleacă de acolo după câteva luni și cluburile sărace rămân cu jucătorii pe cap, cu contracte și așa mai departe. De asta zic că, întorcându-mă la Dan Petrescu, da, e greu să circul ăla, să-l aducem pe Dan Petrescu la echipa națională. S-au dus și ei pe la Răzvan Lucescu să mănânce niște fructe de mare, au pus pe ea să filmeze pe acolo oamenii lor, a fost la Răzvan Lucescu. După aia s-au dus la Cluj să-l ia pe Dan Petrescu. Eram convins că Dan Petrescu va merge la echipa națională dintr-un singur considerent. Pentru că patronul echipei nu-l va lăsa să meargă. De ce? Patronul echipei, când l-a vrut pe Petrescu antrenor, s-a dus și a stat după el pe la Dubai vreo 4-5 zile. El a arătat, băi nene, într-adevăr te vreau antrenor și l-a adus pe Petrescu antrenor. Băieții ăștia s-au dus, au băut o cafea pe la Cluj, le-a mai făcut unii o poză că au fost cu Petrescu la masă și au plecat acasă. Apropo nu de antrenori, ce spui de Dorinel Munteanu? Crezi că tot ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme, mă rog, în ultima vreme, la un moment dat, nu în ultima vreme, i-a cauzat mult în carieră, era mult mai sus, știi, căzuse în patima băuturii? În momentul de față, Dorinel Munteanu are un lot la Galați, nu de primele 6, de la locul 8 în jos. Ceea ce se întâmplă la Oțelul Galați se întâmplă din cauza lui. Sau datorită lui. Datorită lui. Da. Datorită lui și datorită emulației pe care întoarcerea lui Dorinel Munteanu a făcut-o în orașul Galați. Întoarcerea lui acolo, da? Dar de ce i s-a întâmplat? Stadionul s-a întâmplat plin. De ce are curs la așa ceva? Doamne ferește, ferească Dumnezeu să treci până așa ceva. Astea sunt chestii private pe care eu nu pot să, nu-mi permit să judec.
ce s-a întâmplat cu el, dar este bine că el acum este un extrem de echilibrat, se vede de altfel și prin comportamentul lui, a recunoscut că a trecut prin momente delicate, e bine că, uite, a avut tăria și mă bucur că el, repet, din punctul meu de vedere, nu este un antrenor de Liga a doua, dar a luat-o de jos pentru că a avut nevoie de altceva. Da. Repet. Și asta, altceva la el, ce a făcut toată viața, este munca, Viorele. Da. Mai am o singură chestiune din fotbal și apoi altele care nu au legătură cu fotbalul, sper că suntem în grafic. Tu te mai vezi vreodată lucrând în Federația Română de Fotbal? Sau... Eu am avut ofertă de a mă întoarce în cadrul Federației Române de Fotbal de la actualul președinte al Federației Române de Fotbal înainte de alegeri. A fost la mine acasă de 3 ori la Iași. Înainte de primele alegeri? Înainte de primele alegeri, da. A fost la mine de 3 ori la Iași. Ultima dată, înainte cu 2 zile de alegeri. Stăteam, era 10:30 seara. Când stăteam acasă și când bate cineva la ușă. Eu la Iași, noi aveam, stăteam într-un complex cu portar la poartă. Nu intra nimeni dacă nu te-a anunțat de la poartă pe tine. Nici nu m-a anunțat nimeni. Zic, bă, cine să fie? Eu mă gândesc că e primarul. Că primarul Mihai Chirica e gard, avea casa gard în gard cu mine la Iași. Stăteam în două case amândoi, cu gard din ăsta, familia mic. Zic, bă, cred că a venit primarul până la mine să ies. Când mă duc la ușă, Ciprian Paraschiv, că el era președintele BJTS-ului, și cu Burleanu. Zic, bă, dar ne-am văzut de 3 ori până acum. Voi nu înțelegeți că eu nu merg cu voi? Dar vei fi secretarul nostru general, o să... Bă, nu mă interesează. Eu am stat cu el de vorbă o dată, 2 ore, o dată, 3 ore. Nu mi s-a părut, spun ceva, pentru mine este o mare decepție și o mare schimbare. Modul cum l-am cunoscut pe Burleanu la 29 de ani și modul cum arată acum, în primul rând, nu mai au și de aspectul fizic. Este un tânăr atât de încrâncenat, atunci era, îl vedeam, zic, bă, de unde a apărut ăsta? Știam cu mini-fotbalul, că la ea și sunt multe echipe de mini-fotbal, îl mai întâlnisem, dar n-am stat de vorbă cu el niciodată. Și mi-a făcut oferta, bine, mi-a făcut și înainte. Ca după aceea, când am fost achitat, că eu am fost achitat în mandatul lui, a venit hotărârea că trebuie Federația să-mi dea toate drepturile salariale, vreo 300 și ceva de mii de euro, și să mă repună, să mă repune pe funcție. Da. Mă duc la Federație, mă întâlnesc cu el și cu secretarul general, cu Chivorchian, și cu avocatul meu, facem actele, mă roagă ca să reieși alunăm banii pe 2 ani, sunt de acord, facem actele, eu semnez și el zice, Florine, du-te puțin în sală, stai acolo că uite, termin și un... Era cineva de la televiziune și ca să nu aștepte, eu am ieșit afară să fac un interviu cu el. Zic, da, dar vezi că la 5 am avion. Nu-i problemă, că ies imediat și le semnăm. Eu le-am semnat și le-am lăsat la secretarul lui să le semneze și el, și stăteam cu avocatul meu acolo. S-a făcut 2, s-a făcut 3, mă uitam la ceas. Zic, bă, ia vezi că s-a întâmplat ceva, ia vezi ce face cu hârtiile alea. S-a dus și le-a luat și n-am mai ieșit de acolo. Eu am plecat la avion, că pleca avionul. A doua zi mă întâlnesc cu hârtie la club la Poliaș, că dacă ne curs de 24 de ore nu te prezizi la Federație să-ți iei postul în primire, că era și repunerea în funcție, vom face o comisie de disciplină și care va judeca cazul tău. Am crezut că nu văd bine. Am pus mâna și l-am sunat. Zic, Răzvane, dar e pe bune? E pe bune? Sau tu ai făcut așa ceva? Nu prea pot să vorbesc, hai că poate ne auzim altă dată. Opa, mi-am dat seama. Ca după aceea să primesc un telefon de la Viorel Duru, săracu. L-au pus președintele comisiei pe el și au făcut o comisie de disciplină că nu m-a prezentat la muncă a doua zi. Dar eu nu vroiam să mă întorc la Federația Română de Fotbal. Bineînțeles că hârtiile alea nu le-am mai semnat, da? Și după aceea au fost alegeri dintr-o săptămână la Comitetul Executiv. Eu am candidat și am câștigat împotriva lui Felix Grigore, pe care el a pus să candideze. El a avut 2 voturi și am avut 13, dacă nu mă înșel. Și m-a dus în Comitetul Executiv. Atenție, la 2 săptămâni după ce m-am întâlnit cu el. Și în Comitetul Executiv, el, domne, am și o propunere pentru domnul Prunea, dacă se poate. Ia zi, domn președinte, ne puteți ajuta și pe noi cu reeșalonarea, cu banii ăștia pentru dezvoltarea fotbalului? Vrei, Viorele? Zic, bă, dar ție nu ți-e rușine, mă? Păi acum 2 săptămâni la tine în birou am stat, ai stat tu cu mine și cu secretarul general și cu avocatul meu, am făcut și actele, le-am și semnat. Și tu vii în fața Comitetului Executiv și minți în halul ăsta? Nu ți-e rușine chiar așa? Și am zis, nu sunt de acord. Banii într-o singură tranșă. Renunțasem și la 60.000 de euro. Din 300.000 trebuia să iau vreo 220.000. Și în 2 ani. Și el zice, ca să vadă membrii Comitetului Executiv cine este Florin Prunea. Uitați cum ajută Florin Prunea fotbalul. Deci am avut ofertă să fiu în cadrul Federației Române de Fotbal, dar nu, mulțumesc. Da, ofertă. Și pe același salariu. Da. Dacă tot vorbim de tot felul de interese ascunse, oculte sau cum să formulez, ai fost vreodată contactat, racolat de cineva să ți se ofere vreo funcție prestând niște servicii?
dacă tot spui că underground-ul ăsta ar avea putere în România, în fotbal? Nu. Nu. Nu, nicio funcție. Te referi servicii secrete, politică? Sau... Da, politic, servicii, ca să poți, da, să fii numit în... Politic, da, politic, da. A avut o sumedenie de oferte. Dar mie place politica și am prieteni în politică și urmăresc politica. Sunt un devorator de talk show-uri și de emisiuni de politică. Dar nu, nu mă, să zic așa, nu mă atrage acum. Am avut oferte, dar nu la, să te gândești la servicii sau eu știu ceva de genul ăsta. Nu, niciun caz. Ce-ți place, ca să nu spun ce nu-ți place, că sunt sătul, da? Ce-ți place la societatea asta românească? Eu sunt român. Că toată lumea spune, domne, nu-mi place aia, nu-mi place aia, nu-mi place aia. Hai, domne, să îi întreb pe oameni și ce le place. Eu sunt român, sunt, nu, sunt și naționalist, dar sunt și tolerant. Am prieteni și unguri și țigani. Sunt român și îmi plac lucrurile românești. Nu mai spun că sunt un ascultător în fiecare zi. Când am timp, ascult ori în șir muzică populară. Îmi place muzica populară. Îmi place să merg la anunț la țară. Îmi place să joc sârbe, hore, sârbe de mână. Unde mă duc la anunți, eu nu stau jos la masă. Schimb cămășile, schimb 4-5 cămăși. Mie îmi place să mă distrez, dar mă distrez românește viorele. Nu-mi place muzica populară, nu-mi plac cluburile. Dar la o nuntă la țară, de-abia aștept să am o nuntă unde să fiu prezent. Și de obicei în zona Olteniei. Părinții mei sunt olteni, eu am fost crescut acolo. Și îmi place să ascult Petrică Mățu Stoian, Dumnezeu să-l ierte. Și toți din zona aia, Niculina Stoican, Angelica Stoican, Irina Loghin, Maria Ciobanu, Ion Dolănescu. Mi-e face plăcere să stau să-i ascult pe oamenii ăștia. Și îmi pun câteodată muzica la mine în cartier, în drumul sării, boxa, când stau și mi-o pun și o dau tare. Și toți vecinii mă ceartă, bă, dar tu nu mai muzică populară ascult toată ziua? Mai pune și tu și altceva. Dar nu, eu sunt român și îmi plac lucrurile românești. Sunt un devorator de folclor românesc. Ești un familist convins? Da, îmi place să stau în familie, da. Acum am și doi nepoți, doi băieți, unul de 6 ani jumate, unul de 2 ani și jumătate. Dar ce spui, dacă pot să comentez, că foarte mulți dintre voi, dintre componenții generației de aur, au divorțat? Mai suntem vreo 3, am înțeles, care nu. Eu, Gică Mihali, vreo 2. Vreo 2? Vreo 2, da, nu mai știu dacă mai este. Hai să-i luăm pe rând, Petrescu? Da, este la a doua soție. Lupescu. A, și Ionuț al treilea, da. Al treilea. Și Ionuț, da. Deci Petrescu, Selimeș? Divorțat, cum, de Cristina. Are 2 fete cu prima soție. Fete mari, una de 30 de ani, una de 22. Mi-aduc aminte. L-au crescut împreună, erau mici când el era la Dinamo jucător. Da. Dorinel? Da, s-a despărțit de Simona, din păcate. Are o fată mare și piticul. Are 20 ceva de ani, 30 de ani fata lui. Hagi? A prima căsătorie, dar Gica a fost căsătorit foarte puțin timp. Nu, toți. Nu. Popescu mi se pare că nu, la fel. El a fost cu fata lui Petrică, lui Desenicu. Dar nici el. Dar n-au fost căsătoriți, zic, ce mi-aduc aminte. N-au făcut nuntă. Nici Gica Popescu. Nu, nici Gica. Deci sunt 4. Da, 4. Sunt 4. Și Didi, Dumnezeu să-l odihnească, era. Și Didi, Dumnezeu să-l ierte, da, Dumnezeu să-l ierte. Da, Radu Cioiu. Radu s-a despărțit de Astrid, are 2 băieți mari cu Astrid. Unul de 30 și unul de 20 ceva de. Ilie, da. Nu, sau din păcate, da. E coincidență sau, nu știu, nu, așa era curentul atunci, pentru nu că era îți curent, fugeau fiecare, ochii și în alte părți mai mult ca astăzi sau, nu știu, mai... La o parte bănuiesc că au fost de vină și ei, dar în mare parte eu bănuiesc că și un bărbat nu pleacă de bine de acasă. Mă gândesc și eu, nu știu. Probabil că vina este când se produce o ruptură de genul ăsta, e de ambele părți. Problema este că vezi copiii, dar uite că copiii, da, colegii mei, n-am auzit tâmpenii despre ei. Da. Adică lucruri urâte. Majoritatea au continuat să-și crească copiii și după ce s-au despărțit de soții și i-au ajutat, i-au sprijinit și cu școli și așa mai departe. Tu ai o fată, nu? Eu am o fată, da. Și are o poveste... Nu știu dacă vrei să o spui bine, dacă nu... Da, știe toată lumea, de tonalitate, că sunt 4 copii. Fetița mea, băiatul lui Cristi Patrick, al lui Borcea, Corneluși, al lui Nea Cornel și cu Alexandra, fata lui Marius Dulăcătuș, sunt înfiați în același orfelinat. Sunt 4 copii, fiecare cu istoria lui. Istoria dar fetei cum mele... Dar s-a nimerit? Da, te rog, scuze. Păi s-a nimerit că pe vremea aceea, atunci, nevasta lui Nea Cornel, Dumnezeu să o odihnească, doamna Silvia, era juristă orfelinatului Sfânta Ecaterina de la Arcul de Triunf. Cum vie, știi, când au intersecție, în dreapta se vede un părculeț, e asistență socială sectorul 1. Și acolo este un orfelinat. Și ea era juristă și eu am fost, cred că ultimul care am luat. Primul a fost Marius,
Lăcă și cu Mariana. După aceea, nu, a fost Nea Cornelă cu Corneluș. Și părând, uite așa, am auzit fiecare, am încercat, sigur, tot ce a fost posibil omenește ca să fie pe cale naturală, nu s-a putut și bineînțeles că am făcut acest pas și uite că am avut noroc, am și doi nepoți acum, ca să vezi cum e istoria unui, dar cât unui copil. Ea avea 2 săptămâni. Nu, cât i-ai ascuns Luandra? Copilului până i-ai spus? Păi n-ai cum să... De exemplu, într-o zi am venit la stadion, că era ea cu Alexandra, erau mici cu fata lui Marius. Și le-am auzit pe amândouă, se certau, dăm păpușa, de la păpuși se luaseră. Era cu fata lui... Cu Alexandra, amândouă, da, că suntem și vecini acolo. Și Marius mi-a botezat și nepoțelul lui fiică mea. Și am auzit-o pe Alexandra, îi spunea lui Andra. Tu, dar nu râzi, că tu de ce râzi, că ești la fel ca mine? Și Andra, adică, cum ce adică sunt la fel ca tine? Ce vrei să spui că sunt la fel ca tine? Păi și tu ești înfiată ca și mine. N-avea mai mult de 4-5 ani, cred. Și fiii mea îi spune, și ce crezi că nu știu, dar nu contează că tata și mama au luat de la orfelinat, că ei m-au crescut. Ca să vezi fetele ce vorbeau ele între ele, știi? Da, dar și-au niciodată. Crescut toți frumos. Și-au crescut, da, și sunt toți frumoși, copii normali, frumoși, da, cu minți. Asta e cel mai important. Da, suntem la finalul acestui podcast și te provoc așa la niște întrebări spontane și la răspunsuri. Pe măsură, tot spontane. Cea mai frumoasă amintire din fotbal? Campionatul Mondial din America. Anume? Toate meciurile, toată competiția. A fost un eveniment incredibil la care am participat. Cea mai mare dezamăgire, presupun că... Cea mai mare dezamăgire, da. Sfertul de finală cu Suedia. Cei mai mulți bani câștigați în fotbal? Într-un singur meci. Într-un singur meci. La meciul de la Cardiff. Am luat un Mercedes, 0 km, 180C, nu că fi fac reclamă, și 72.000 de dolari în 93 octombrie. Și cei mai mulți pierduți la meciul cu Suedia. Am avut din nou un Mercedes și în jur de 80.000 de dolari. Cea mai mare tâmpenie, prostie pe care ai făcut-o în fotbal? În fotbal? N-a fost rău. La un meci, ba da, la un meci, aduc aminte, un meci Bacău, jucam la Bacău cu Steaua. Claudiu Răducanu a băgat alunecare, m-a ciupit pe aici așa, am avut sânge și m-am sculat, i-am dat un pumn, a fost singurul cartonaș roșu din viața mea. Cel mai bun prieten din fotbal? Ionuț Lupescu. Cel mai mare adversar? Cel mai periculos adversar? Mulți, dar cel mai periculos Marius Lăcătuș. Îți mulțumesc! Punem punct acestei cu mare ediții. Drag. Tare de tot, cu Florin drag. Prunea, te mai aștept! Cu cea mai mare plăcere, oricând. Aici se încheie episodul dedicat lui Florin Prunea. Mulțumim că vă uitați la noi. Nu uitați să o faceți și în continuare. Să ne lăudați. De ce nu să ne criticați? Pentru că învățăm din aceste critici. Și nu în ultimul rând, să vă abonați.